Evanghelia după Matei, capitolul 24, începem citirea de la versetul 4. Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie, vedeți să nu vă înspăimântați, că și toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumă, dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea și se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta împărăție va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Permiteți-mi să vă aduc salutări sfinte și frățești de la Biserica Betel din Dumbrăveni, de la bisericile pe care le-am vizitat în ultima perioadă și ca să fac economie de timp, pentru că mai sunt frați scumpi care să aibă cuvânt din partea Domnului, vreau să intru direct în subiect. Apreciez slujirea de calitate extraordinară pe care tinerii au adus-o înaintea Domnului, atât în grupul mare, cât și în grupurile cu care au slujit Domnului. Domnul să vă binecuvinteze. Aș vrea să vorbesc în contextul a ceea ce am văzut de când am venit eu aici, despre tulburarea care a pătruns în multe familii și în multe vieți, privitoare la evenimentele care vor veni, despre lucruri care au fost lăsate în urmă și de care ne mai amintim și sunt nerezolvate, și despre stările acestea care ne așteaptă. Domnul Iisus Hristos a fost singura autoritate care să vorbească clar despre lucrurile din vremea din urmă. Permiteți-mi în câteva cuvinte să vă vorbesc despre lucrurile care caracterizează climatul vremurilor din urmă și apoi aș vrea să vă vorbesc câteva lucruri despre chipul sau portretul robot al biruitorilor vremurilor din urmă. Nu uitați, foarte mulți frați trăiesc cu concepția și mentalitatea aceasta se dezvoltă, vrem nu vrem, în inimile multora dintre noi, că Dumnezeu are mai multe premii. Dacă nu poți prinde premiul 1 de biruitor, Dumnezeu are premiul 2. Dacă nu-l prinde premiul 2, are premiul 3. Are mențiuni, are mențiuni de consolare, are mențiuni de diferite tipuri. Aș vrea să vă spun, cartea Apocalipsului, care e cartea de finală a canonului Noului Testament, vine și vorbește că toate cununile sunt doar pentru biruitori. Nimic nu se dă pe premiul 2, nici nu există. De aceea există mulți frați care spun, nu o să eu primul la rugăciune, lasă postul, rugăciunea, repetiția, slujirea. Dacă intru în împărăția Domnului și se închide ușa raiului după mine, slăvit să fie Domnul. Nu există. Când Dumnezeu ne-a mântuit din lumea aceasta, nu ne-a chemat să fim ușieri. Nu ne-a chemat să strângem frunzele de sub pomul vieții dacă cad jos. Nu. Ci Dumnezeu ne-a spus, prin Domnul Iisus, pe cel ce va birui, va sta pe scaunul meu de domnie. Nu la ușă, nu pe sub pomul vieții, ci va sta pe scaunul meu de domnie, pentru că este fiul al tatălui meu și fiii tatălui meu sunt prinți. De aia dacă biruiești, ajungi acolo, dacă nu ești pe afară. De aia cinci fecioare rămân afară. Pentru că nu există premiul 2. Există biruitori, oameni care aleargă în luptă, cad, se ridică și merg mai departe. Există persoane care au avut mari eșecuri. Există oameni care s-au oprit din alergare pentru că un proroc, un păstor, le-a împrumutat bani, are să-i dea înapoi, dar nu vrea să-i dea. Și ăsta nu mai aleargă, nu mai slujește, nu mai face nimic, crezând că cineva nu-i va da premiul întâi, va da un premiu câte o fenta careva. Nu există. Cu toată datoria, cu toată supărarea, cu tot regretul, cu orice ai avea, ridică-te de acolo de unde ești și aleargă să prinzi premiul. Doamne ajută! Cum arată vremurile din urmă? În primul rând, frații mei, Dumnezeu face o lucrare deosebită, și anume, din cauza puterii păcatului, scurtează timpul. Sfânta Scriptură vine și spune în capitolul 24, versetul 22, și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa. Dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Se întâmplă un lucru care nu s-a întâmplat niciodată în istorie. Dumnezeu condensează ziua.
Oamenii de știință au o explicație oarecare asupra care eu nu vreau să rămân pentru că e în domeniul lor. Dar ei spun că ziua de 24 de ore pe care o trăiau bunicii și străbunicii noștri a fost condensată la momentul actual la 16 ore și în scurs descădere. De aceea există o lipsă acută de timp și bogații și săracii se plâng de lipsă de timp. Te scoli de dimineața și îți faci o grămadă de planuri să le rezolvi, pentru că ești revigorat după o noapte de odihnă. Azi voi face cu tare, cu tare și cu toată strădania ta n-ajungi să apuci să rezolvi toate problemele respective. Și când mai stai de vorbă cu oameni care au trăit înainte și care spun cum se sculau de dimineață și care spun cum mergeau la munca câmpului și care spun că aveau timp de vorbi cu vecinii și care spun că aveau timp să doarmă și de amiază și care îți spun că atunci când soarele bătea prea tare mai stăteau pe lângă casă, pe la umbră și așa mai trebăluiau, după care după masa plecau din nou la câmp și apoi veneau seara și mai stăteau de vorbă cu vecinii și apoi se culcau și se sculau dimineața că erau sătui de somn și noi întrebăm toate astea în 24 de ore și îi spun da, toate astea în 24 de ore. De-aia admirăm munca lor făcută de mână, fără computere, fără aparaturi, pentru că aveau timp. La ora actuală, timpul s-a condensat pentru că păcatul e la dispoziția noastră. În fiecare zi ne ispitește. Niciodată barierele în fața păcatului n-au fost atât de ridicate. Toate au fost ridicate. În mod special în fața unuia care să distrugă templul Duhului Sfânt. Tot ce a fost, lumea a ridicat ca tânărul, tânăra, bărbatul și femeia să ajungă cât mai repede în păcatul acesta. Și din pricina aceasta, Dumnezeu a luat o măsură nu pentru diplomații și senatorii lumii acestea, ci pentru cei aleși. Scurtează timpul, slăvit să fie Domnul. Când îi auziți pe oameni că se plâng de timp, să nu spuneți că din cauza voastră s-a scurtat timpul. Și mai mult, vă rog frumos, nu vă plângeți voi, că din pricina voastră Dumnezeu a scurtat timpul. Lăudat să fie Domnul. Să rezistați, trec zilele ușor, dar noi zburăm spre cunună. Doamne ajută! Trec ani, parcă acum se duce unul, trece celălalt. Dar noi ne așteaptă o cunună. Dumnezeu să ne ajute! Al doilea aspect al vremurilor din urmă este faptul că se instalează panică și stres, pe care Duhul Sfânt a menționat-o în dimineața aceasta. A fost atent să ne spună să nu vă înspăimântați când veți ajunge așa ceva. Când Domnul Iisus a spus lucrul acesta, ne-a spus să știm că cineva este pe tron. Să cunoaștem. În anul morții împăratului Iozia, Israel a rămas fără împărat. Nu se știa cine va prelua puterea, nu se știa cine va fi ministru de externe, nu se știa absolut nimic. În momentul acela când împărăția era într-o stare de confuzie, Isaia a fost răpit și ne-am fi așteptat să-L vedem pe Dumnezeu umblând dintr-o parte în alta să spună, oare pe cine pun împărat în Israel poporul meu? Dar Dumnezeu stătea pe tron, slăvit să-I fie numele. Că a murit împăratul Ozia, nicio problemă. Toate lucrurile sunt în mâna lui. Că Putin intră în estul Ucrainei, acum e și în Siria, pentru că are planurile lui. De partea cealaltă, Trump promite altceva. De faptul că noi suntem la momentul ăsta în zona aceasta geografică, aș vrea să vă spun, Dumnezeu este pe tron. El domnește și are toată gloria și slava. Dar panica și stresul va ataca ființele umane. La ora actuală, buletinele de știri sunt unul dintre factorii care bulversează mintea umană. Înainte, dacă avea loc un tsunami într-o anumită parte a lumii, prin Australia, de exemplu, nu aveai de unde să afli. Poate după o lună de zile venea un ziar și spunea că a fost un val uriaș, a omorât nu știu cât și atunci nu știai sigur dacă la ora actuală, în câteva minute, secunde chiar, tot ce se întâmplă în capătul celălalt de lume vine aici. Și interesant, tot ce e mai rău, e lângă tine. Și din cauza faptului că ești prea atent la lucrurile acestea, s-a putea ca mintea ta să fie ușor coruptibilă în domeniul acesta, când răul să aibă mai mare valoare decât mult bine care se întâmplă prejurul tău. Să ne ajute Dumnezeu să fim atenți la ceea ce se întâmplă. Vrem, nu vrem, societatea noastră este impregnată de o anumită stare de confuzie, este impregnată de panică și mai ales de un nou termen al zilelor noastre de stres. Bunicii noștri nu știau ce-i stres, nu cunoșteau. Este un termen relativ nou. Din urmă cu 2 ani de zile se considera că factorii atacului de cord, a unei boli sau unei stări, care nu-ți dă timp de pocăință. Alte boli terminale, ca și cancerul, de exemplu, lucrează în timp, lucrează spre o finalitate oarecum, dar îți dă timp să ierți, îți dă timp să te împaci, îți dă timp să te pocăiești. Atacul de cord nu-ți dă timp, ți-l ia.
Și în urmă cu 2 ani de zile, toate prognozele pe care le făceau cei ce studiază, cei ce fac statistici, spuneau că e din cauza a ceea ce consumăm. În urmă cu 2 ani de zile, tabelul s-a inversat. Principalul factor de atac de cord este stresul. Mergi și spui la un student, la un elev, n-ai luat niște examene, niște teze, dar nu te stresa. Mergi și spune ăsta care trebuie să plătească ratele la bancă, că dacă nu îi se ia casa și îl scoate afară cu tot cu copiii din casă, nu te stresa. Explică-i lucrul ăsta. Trăim într-o lume în care oamenii la momentul actual sunt stresați. Oriunde te duci, vezi oameni care au stresul acesta. Lucrul acesta nu exista înainte. De aceea Sfânta Scriptură spune în Luca, capitolul 21, că oamenii își vor da sufletul de groază. Este tocmai starea aceea la auzul veștilor și la stările pe care le vor trăi. Ultimul aspect al vremurilor din urmă pe care îl veți vedea, toate acestea le veți vedea accentuându-se în anul 2017, este ura împotriva numelui Domnului. Totul este permis în lumea aceasta. Poți să vii cu idei grozave, unele dintre ele chiar prostești. Toți te acceptă. Dar dacă vorbești de Domnul Iisus Hristos, toți te părăsesc. Poți să vii și să spui că crezi în marțieni. Te întreabă careva cum îți bănuiesc câți verzi și cât de înălțimea cu tare. Toată lumea spune, băi, o fi adevărat ce spune asta. Poți să spui că crezi în vârcolaci. Să câștigi o grămadă de bani cu ăștia care fac filme la Hollywood, pe tot felul de lucruri pe care le bănuiesc oamenii. Și toată lumea, există oameni care cred în așa ceva. Dacă în vii să le spui, Domnule, pe mine m-a salvat Iisus Hristos, m-a scos din mocir la mea și mi-a pus picioarele pe stâncă, vezi că omul ăla, cu toate că știe că e adevărat, că ai fost înainte un alcoolic, că ai fost înainte un păcătos și că numai Hristos te-a salvat, te lasă în drum și pleacă. Pentru că lumea trăiește la momentul actual într-o stare de ură împotriva Domnului. Și pentru că nu poate ajunge la Domnul, atacă pe cei ce-L recunosc, pe cei ce-L urmează. Și aș vrea să vă spun, Dumnezeu îngăduie starea asta de lucruri. Pentru că e foarte ușor cu adunarea plină și că oamenii te respectă din cauza moralității și a eticii pe care o trăiești, te respectă că ești un om deosebit. E foarte ușor să spui peste tot, Iisus Hristos este Domnul vieții mele, eu sunt credincios Domnului. Dar într-o stare în care oamenii urăsc numele Domnului și tot ce reprezintă, vei mai fi capabil într-o lume în care iubește fotbalul, actorii sacri și tot ce există să spui, Domnule, nu mă interesează de lucrurile astea, Hristos este Domnul vieții mele. Toți se uită urât la tine și tu să vii în continuare să depui mărturia ta. Plătim un preț. De aia în bisericile moderne se scoate orice semnificație care arată spre Hristos. De aceea nu vrem pe stradă, la birou, nu vrem spre biserică să fim identificați ca fiind pocăiți. Pentru că asta nu ne trimite la un cult religios, ci trimite spre Iisus Hristos și nu vrem să fim identificați cu El. Ne place grozav destinația, pomul vieții, râul vieții, străzile de aur, nu ne place calea care se numește Iisus Hristos și pocăință. Să ne ajute Domnul să trăim. E atât de important pentru noi deținutul. Ăsta e contextul vremurilor din urmă. Primul, scurtarea timpului, a doilea, panică și stres care se instalează în societate din prejurul nostru, care produce o grămadă de factori secundari, de la boli mentale până la accelerarea celorlalte boli pe care le are oamenii, apoi ultimul factor care apare este starea de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu și ură împotriva Domnului, a desființării a tot ce reprezintă pe Dumnezeu în lumea aceasta, însemnând asta credință, familie, biserică. Și lucrurile acestea le veți vedea accentuate la nivel politic chiar. În această lume există niște oameni care biruiesc. Există niște oameni care trec dincolo de aspectul acesta și în condițiile acestea dificile pe care Pavel le recunoaște prin Duhul Sfânt, să știți că în vremurile din urmă vor fi vremuri și el vorbea într-o perioadă când creștinii mureau cu miile în arenele romane. El vorbea într-o perioadă când creștinii erau unși cu smoală și puși pe niște stâlpi ca torțe să lumineze grădinile împăratului roman, arzând acolo. El vorbea într-o vreme în care copiii își vedeau părinții și părinții își vedeau copiii sfârșiați de lei înfometați și de fiare în anumite arene romane. Și noi am spune, băi Pavel, vremurile pe care le trăiești tu sunt grele. Nu, vreau să știți ceva. Că alea care vin
pe care le trăim noi, alea vor fi cu adevărat vremuri grele. Căci oamenii vor avea o mentalitate cu totul străină de ceea ce este acum. De aceea vreau să vă vorbesc în câteva minute cum arată portretul biruitorului. Ca fiecare dintre noi să vedem, mă încadrez aici, sunt pregătit să fiu un biruitor. Primul aspect al biruitorului este că el ține credința lui Iisus. Folosesc în mod special termenul acesta și cuvântul acesta din Apocalipsa, capitolul 14, cu versetul 12, unde Scriptura spune: aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Pentru că este atât de uzual să ai credința în Iisus. Nu că e greșit, are acoperire și o fondare biblică extraordinară, însă atât de mult s-au uzat cuvântul acesta și foarte mulți credincioși vor să spun: e suficient să crezi în Iisus. Faci ce vrei, dar dacă crezi în Iisus, tu ești copilul lui Dumnezeu și n-are cum Dumnezeu să nu te primească. Poți dai ușa de perete la rai, că tu oricum intri acolo, chiar dacă toți spun că n-ar trebui să intre. Iubiții mei, vă subliniez foarte clar, biruitorii vor ține credința lui Iisus. Iisus a adus o credință care totdeauna a fost însoțită de pocăință. Amin. Iisus a adus o credință care totdeauna a fost însoțită de pocăință. Când apostolii au plecat să predice Evanghelia Domnului Iisus Hristos, ei au predicat o Evanghelie foarte clară. Când au fondat bisericile, nu le-au fondat la un moment dat ca ei să nu știe. Și permiteți-mi să vă citesc și acest Pavel spune celor din Efes și slujitorilor care s-au adunat la Milet. Și spune cuvântul Domnului în Faptele Apostolilor, capitolul 20 cu versetul 20. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case. Care erau lucrurile pe care nu le-a ascuns Pavel slujitorilor și bisericii? Și el continuă: și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Sunt două elemente foarte clare. Nu poți vorbi de credință dacă n-ai pocăință și nu poți vorbi de pocăință dacă nu-i însuflată de credință. Gândiți-vă că noi suntem chemați pe calea mântuirii să alergăm. Un om cu un singur picior nu poate participa la niciun concurs de alergare, doar de țopăit. Dar de alergat nu se poate vorbi. Ei bine, când un om are credință, dar nu trăiește pocăință, n-ai ce alerga, țopăi, cred. Dacă un om trăiește o pocăință, dar n-are credință, adică trăiește o viață morală, dar n-are credința în Iisus Hristos, este la fel țopăit. Dacă vrei totuși să alergi spre premiul chemării cerești, credință, pocăință, credință, pocăință, asta zi de zi, clipă de clipă. Doamne ajută, îndesește-le și ies alergare. Dumnezeu să ne ajute. Pocăința pe care ne-a adus-o Domnul împreună cu credința este cea care ne motivează să trăim o viață sfântă. Nu uitați, foarte multe predici se opresc la crede în Domnul Iisus. Însă Domnul Iisus Hristos n-a vorbit așa. Domnul Iisus n-a spus oamenilor: știi ce, credeți în mine și duceți-vă unde vreți. Credeți în mine și stați cum vreți. Credeți în mine și umblați cum vreți. Nu! Dacă cineva vrea să fie ucenicul meu, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă... Vii după mine, vii după mine, intri unde intru eu, stai unde stau eu, faci ceea ce fac eu, tu vii după mine. A crede în Iisus Hristos înseamnă să limiți întru totul pe Iisus Hristos, nu să trăiești cum vrei tu, cu rezerva faptului că crezi în Iisus Hristos și la urmă El e obligat să te primească în împărăția Lui. Nu! Credința autentică în Domnul Iisus Hristos te motivează să umbli după Domnul. În timp ce o serie de fani din lumea aceasta se tund, se îmbracă, trăiesc, dorm ca mentorul lor, ca cel pe care care formează idolul lor pentru ei, credincioșii, tot ceea ce fac, fac în așa fel încât Domnul meu așa îmi spune, Domnul meu așa mă învață. De la cine te-ai învățat tu să te porți așa? De la Domnul meu Iisus Hristos. El așa ar face, să ne ajute Dumnezeu. Altfel nimeni n-ar fi confuz într-o asemenea lume cu credincioși care dau țepe la unii dintre frații lor. Nimeni n-ar fi atât de confuz la niște credincioși care minciuna le curge ca apa ca să iasă banul. Nimeni n-ar fi confuz. Pentru că oamenii ăștia cred
Îți de Crăciun și de Paște între noi. Dar oamenii ăștia nu-L urmează pe Domnul. Și cineva trebuie să le spună. Au biruitorul, iubiții mei, totdeauna îl urmează pe Iisus Hristos. Îi face cinste lui Iisus Hristos. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Asta e primul aspect al portretului biruitorului. Următorul este un aspect care ne dă și mai mult de gândit. Este atent la înșelare. De fapt, cuvintele Domnului Iisus Hristos privitor la vremea din urmă subliniază: băgați de seamă să nu vă înșele. Și cuvântul cel mai trist pe care îl găsim în acest pasaj biblic este cuvântul mulți. Mulți. Când ascultăm cuvântul Domnului acum la Betania, împreună cu frați preiubiți din diferite zone și în mod special de la Albini și din Suceava care au venit aici, bineînțeles că noi nu ne gândim că noi am fi aia. Se vor ridica mulți Hristoși mincinoși și vor înșela pe mulți. Se vor ridica mulți proroci mincinoși și vor înșela pe și dragostea celor mai mulți. Bun, dar cât mai rămân? Dacă sunt mulți proroci mincinoși, la rândul lor înșeală pe mulți. Dacă mulți Hristos mincinoși înșeală pe mulți. Dacă din cauza înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se răcește. Noi ne punem întrebarea: Doamne, dar cât mai rămân? Și sigur în mintea noastră, eu rămân, noi rămânem, biserica noastră rămâne. Fiți foarte atenți. Dumnezeu ne învață să fim atenți la aspectul acesta. De aceea ești provocat să verifici. Au fost niște profeții în dimineața aceasta. Vă rog frumos, verificați-le în contextul istoric în care le trăim și în ceea ce privește Biblia. Doamne ajută! Nu se supără nimeni. Verificați predicile pe care le auziți. Verificați viața păstorilor dumneavoastră. Dacă păstorii dumneavoastră sunt niște oameni care trăiesc Evanghelia, nu degeaba vă roagă Duhul Sfânt. Fiți alături de ei, Doamne ajută! Rugați-vă pentru casele lor, rugați-vă pentru viața lor, fiți atenți cu cine vă însoțiți și sunteți prieteni. E adevărat că sunteți parteneri de afaceri, dar dincolo de bani, nu te gândești cu cine te însoțești? Nu te gândești cu cine te înjuci? Nu te gândești la aspectul acesta? Sau banul primează, afacerea primează? E foarte important să știi lucrul acesta. De aceea, fii atent la înșelare. Verifică tot ce se întâmplă. Sfânta Scriptură vine și spune: nu disprețuiți prorociile, ci cercetați totul și păstrați. De ce? Pentru că Duhul Sfânt e perfect, darul Duhului Sfânt este perfect, dar omul prin care se manifestă Duhul Sfânt poate fi imperfect. Și ca atare și darul și lucrarea poate avea de suferit. Și încă un aspect pe care vreau să vi-l subliniez și de care e nevoie de multă rugăciune în domeniul acesta: un păstor, un predicator poate face o gafă, poate scăpa o erezie la învol. Vine cineva, unul din frați, colegi, slujitori și spune: frate Virgil, ceea ce ai spus dumneata lui e erezie, domnule, eu anomalie, ce-ai spus. Frate, dar nu știu. Uite, îți dau eu versetele biblice. Mă duc după masă, studiez, nu studiez, nici nu mănânc, studiez și vin de seară și frate, spune: frate Virgil, ai distrus ceva? Da, am distrus ceva. Fraților, am spus o erezie dimineață. Am mai studiat și nu e așa cum am spus. Vă rog frumos să mă iertați. Mă iartă, frate, nu e așa? Mă iartă repede. Dar dacă eu vin și prorocesc unui om bolnav pe moarte că va trăi și toată familia lui se bucură că va trăi și el după anează moare, cum repar? Că nu se mai prea poate repara. Și aici e marea problemă, că mulți lucrători de dragul și de mila depășesc măsura lor de credință. Nu sunt rău intenționați. Nu sunt interesați. Iau lucrări bune cât rămân în măsura lor de credință. Lucrări foarte bune, foarte ziditoare. Dar când depășesc de măsura de credință și o iau pe milă sau o iau pe altceva, în momentul acela de milă familiei, că așa mai plâng și sunt atâția copilași, dă drumul la o lucrare, dar aia nu e venită prin credință, ci e venită prin dorință și de milă. Lucrarea n-are acoperire, că Dumnezeu oricum are planul lui, slăvit să-i fie numele. Și atunci tot se dărâmă ca un castel de nisip. Încercăm să o mai... De aceea este important pentru vremurile noastre de astăzi. Un aspect pe care ar vrea să-l subliniez foarte clar, frații mei, și pe care să-l înțelegeți. Foarte mulți păstori și colegi, chiar din mediile noastre evanghelice, pentecostale, au spus: domnule, de cât să am eu atâtea probleme cu prorocii ăștia care câteodată sunt mincinoși și înșală pe mulți, anulez totul. E foarte simplu să anulez.
E foarte simplu să-i spui lui ăla să tacă, lui celălalt, să ridic o soră că a avut o vedenie. E foarte ușor să spui, domnule, eu nu pot verifica vedenia dumitale. Dacă mi-o dă Dumnezeu și mie, poate că putem înțelege. Altul să ridică, da, dar dacă mi-o dă și mie. Există daruri ale lui Dumnezeu care slujesc în poporul Domnului. Foarte mulți, ca să nu mai aibă confuziile astea și ca să meargă tot, anulează tot. Numai că marea problemă vor avea o mare surpriză. De ce? Pentru că spune Scriptura că în vremea din urmă se vor ridica mulți proroci mincinoși. Totdeauna prorocii mincinoși se ridică și banii falși ies la iveală la umbra banilor adevărați. Imaginați-vă că în România, din câte știu eu, cea mai mare bancnotă e cea de 500 de lei. Și eu aș veni la dumneavoastră cu o bancnotă de 1000 de lei. Toată lumea s-ar prinde că este un fals, pentru că nu există. Dar dacă cineva s-ar strădui să facă o bancnotă falsă de 500 de lei, ar putea o strecura pe piață, pentru că pe piață există și cele adevărate. Prorocii mincinoși n-ar avea nicio putere în vremea din urmă dacă bisericile nu vor fi dotate cu proroci adevărați. Întrebarea mea pentru fiecare biserică, îi aveți pe ea? Pentru că dacă îi ai pe ea adevărați, înainte de a veni ăia falși, ăștia adevărați care stau la sfat cu Domnul, vor spune, ascultă biserică, în scurtă vreme vor veni doi soli pe care nu îi trimit eu. Aveți grijă, vegheați și eu vă dau taina vrăjmașului pe față. Când ies, vin cei doi, au râvnă, au pasiune, le iau cu vorbitul, le iau cu toate. Ba chiar pot să facă și niște minuni în mijlocul nostru. Marea problemă că toată biserica în dreptul lor și a minunilor lor pun un semn de întrebare, că Duhul Sfânt dinainte i-a anunțat prin proroci autentici pe care ei știu că își trăiesc pocăința, că vor fi încercați. Dumnezeu să ne dea lumină, frații mei. În vederea asta, fiți atenți cum procedați. Fiți atenți. Îi rog pe slujitorii care au daruri, pe tineri și pe tinere, slujiți împreună cu conducerea bisericii. Supuneți-vă evaluării, pentru că n-ați fost chemați să fiți niște haiduci în biserica Domnului. Văd foarte mulți frați și surori care primesc un dar autentic și la un moment dat se cred singurii inspirați din adunare, singurii partizani care luptă pentru adevărul lui Dumnezeu, toți ceilalți merg în altă parte. Frații mei, v-aș ruga, lucrați împreună cu conducerea bisericii. Toate darurile sunt date spre zidirea, nu familiei mele în primul rând, cu toate că se poate zidi, nu a prietenilor mei, cu toate că se poate folosi, ci toate darurile, dacă ai profeție și vedenie, să audă în biserică, Doamne ajută! Amin. Să te audă păstorii, să te audă slujitorii, să te vadă lucrând aici și apoi poți lucra și acasă. Și apoi poți lucra și la facultate, dacă vrei. Apoi poți lucra unde îți dă Duhul să lucrezi. Dar prima dată în biserică, expune-te analizei, expune-te întrebărilor și apoi folosește ajutorul pe care ți-l dă biserica. În Biblie, slujitorii, nu numai proroci, dar dirijorii, păstorii, toți ceilalți sunt asemuiți cu străjerii care stau pe ziduri și se uită. Străjerul nu se luptă cu dușmanul, nu-i treaba lui. Străjerul nu este cel ce scrie scrisori de pe ziduri și compune poezii, nu-i treaba lui. Străjerul doar se uită înainte și e atent dacă vine dușmanul sau dacă nu vine. Și dacă vine dușmanul, să dea câteva amănunte la care poartă lovește, câți sunt. Asta e treaba străjerului, atât tot. Problema este că ceilalți din cetate, cum erau cetățile înainte înconjurate de ziduri, străderii stăteau pe ziduri. Ceilalți din cetate n-au viziunea străjerului. Pentru că nu toți sunt chemați să fii străjeri. Ca să fii străjer trebuie să ai ochi buni. Nu se duce niciodată să fii străjer unul care abia vede la 2 metri în față. Ce să faci cu el ca străjer? El are nevoie de un om care vede cât mai bine la distanță. Ei, sunt oameni pe care Dumnezeu îi ridică pe ziduri și le dă vedere bună, să vadă în negură ceea ce eu nu pot vedea. Sunt oameni în biserica noastră care sunt ochii mei și urechile mele. Eu nu văd în viitor, eu am slujba mea. Dar oamenii ăștia care stau înaintea Domnului pe ziduri, spun, frate Virgil, în călătoria asta o să te aștepte următoarele lucruri. Ai grijă în domeniul ăsta, pentru că l-au văzut și îs ochii mei. Ne-a chemat Dumnezeu, de multe ori văd în biserici oameni care le-au dat Dumnezeu anumite daruri, le-au îngropat, se ocupă de afaceri, de bârfă, de clevetire și comentează. Nu merge bine biserica. Băi, dar dacă tu erai pe zid unde trebuia, cred că mergea bine, Doamne ajută. Vedea ce trebuie. Dar tu ai lăsat lucrurile jos și așa mă și comentez că nu se merge bine, se merge pe bâșbâitii, că dacă ochii stau închiși, că dacă ochii, urechile sunt astupate, normal că trebuie să mergem cu cât se poate. Atâta tot. Însă, stimații mei, e foarte important pentru noi cum gândim. Oamenii din cetate,
fac un lucru, și anume, se uită și spune, bă, ăștia sunt pe ziduri, noi și așa nu prea avem ce face. La cor nu suntem prinși, la vizitarea bolnavilor nu suntem prinși, la studii biblice nu suntem prinși, la cercuri de rugăciune nu suntem, cu postul nu prea ne îndeletnicim, ca atare ce avem de făcut? Hai să luăm la ochi pe cel de pe zid, că-i păstorul, că-i prorocul, că-i văzătorul, hai să nu uităm la nevasta lui la cu atenție, cam ce e așa, hai să nu uităm la copiii lui, hai să... și încep mircile astea bârfe și de ce să nu vă spun, bănuieli rele. Eram într-o biserică și la un moment dat, biserica aceea se formase atunci cu mai mulți frați din diaspora, se forma și doreau să meargă toți înainte, doreau să slujească Domnul, aveau în ei o pasiune și o dorință grozavă, însă vine Duhul Sfânt în mijlocul lor și le spune, voi nu puteți alerga înainte și nu vă iese nimic, și ei recunosc, Domnule, nu iese nimic, pentru că sunteți măcinați toți de bănuieli rele, deci n-aveau dovezi, numai să bănuiau așa. Și ca atare când îl bănuiești pe celălalt, n-ai dovezi, dar îl bănuiești și el pe tine, na, cântă împreună cu el, unește la o zi de post, unește la rugăciune cu el, n-ai cum să mergi, că îl bănuiești rău. Și toți aveau treaba asta. Și nu puteau face niciun cor bun, nu puteau face nicio misiune bună, ci să mai vorbim de rugăciune și de unitate. Și singura lor greșeală erau că aveau doar bănuieli rele. Dacă stăteai să iei mai de aproape, niciun nu era vinovat de ceea ce se bănuiau. Dar ei continuau sub înșelăciunea satanei să se bănuiască. Stimații mei, toate aceste lucruri se întâmplă jos. Și câteodată luăm petroaiele bârfei, ale calomniei, ale dezinformării, ale defăimării și începem să lovim în străjerii pe care îi avem, care sunt în fața noastră ca niște ținte. Noi nu ne dăm seama că sunt pentru noi, sunt ca niște ținte. Străjerul are și el un scut, că dacă vine o săgeată, că de obicei când era atacat o cetate, se trimitea cetate, o săgeată să fie anihilat străjerul. Că dacă era anihilat străjerul, nimeni nu mai suna din trâmbiță. Se gătea lucrul ăsta. Are și el un scut. Dar de acum înainte scutul nu mai poate ține spre exterior. Trebuie să-l țină spre prea iubiții lui frați care n-au și face. Acolo ține. Și ăștia mai fac și mișto. Frate proroc, frate păstor. Câți dușmani? Vin dușmani? Cât e familia mea? Vine? Și ăsta spune, vine ceva, câți vin, câți vin, spune câți vin. Ăsta când îi bubui scutul de cocani și de pietre care le aruncă preiubiții frați cu o râvnă grozavă, așa, pentru că aia, domnule, nu sunt pregătiți, dar pentru astea grozav ce aruncă. Se uită și spun, vin vreo 20, când colo 50. Spune, n-ai numărat bine, nu e exactă lucrarea, au fost ceva, dar nu e exact. Frații mei, cum să fie exact în condițiile astea? În condițiile vorbilor. Știu biserici care au identificat și au spus, fraților, și eu aș vrea să prorocesc. Eu personal, aș vrea să am o vedenie. Nu mi-o dă Domnul, eu dă-l fratele, eu dă-l soara, dar nu mi-o dă mie. Alege Dumnezeu, conform înțelepciunii Duhului, să dea fiecăruia după puterea Lui, slăvit să fie Domnul. Am văzut biserici care au identificat pe oamenii și au spus, oameni buni, voi sunteți ochii noștri, urechile noastre, voi sunteți solii Domnului pe ziduri, spatele vi-l apărăm noi. Numai spuneți-ne ce se pregătește. Și vine solul Domnului și spune, în dreptul fiicei tale, diavolul a făcut un plan, cere ajutor în dreptul casei tale și Domnul va aduce izbăvire. Și omul ăla se unește cu câțiva prieteni care are și planul pe care l-a făcut diavolul ca să ia fata frumoasă, înțeleaptă din adunare și să o ducă afară, este anulat pentru că străjerul a văzut. Altfel, auzim și ne doare. Copii frumoși, deosebiți, pleacă din mijlocul, nimeni nu ne-a spus. Dar n-a avut biserica proroc? Da, dar îți bubuiți, frate. N-au voie, n-au cutare, n-ai așa. Nici ăștia nu știu să lucreze. Nu vin, fraților, sunt eu om. Am nevoie de înțelepciune. Ajutați-mă, dacă greșesc, eu stau înaintea voastră. Nu de mult în biserica noastră, un frate lucrător are o lucrare, o soră se roagă și el îi spune, ascult, într-adevăr, ți-am deschis gura să-ți spun că în seara asta mă ating de spatele tău și te vindec în numele Domnului. Femeia asta era măritată, dar un frate de-a ei vine la proroc și spune, băi, dar de când soră mea are probleme cu spatele? Să-l lua de străjer. Și spune, nu știu de când are, dar Duhul Sfânt mi-a arătat că în seara asta se atinge de spatele ei. Băi, dar eu nu știu care are probleme. Păi, nu știi tu. De aia spune lui sora să vină încoace. O venit sora lui de trup și întreabă, soră, e adevărat ce-o vorbit Dumnezeu? Că frate, dacă Dumnezeu nu a vorbit, eu mă pocăiesc pe loc. Mă pocăiesc, e ceva problemă la mine. Ceva s-a interpus între mine.
e un fals și eu trebuie să mă pocăiesc. Soră, e adevărat? Și sora spune, cum nu, frate? Eu nu mai știu cum am venit la adunare. Și Dumnezeu s-o atins în seara asta de spatele meu. Dar eu îi spun lui fratele meu, că-s măritat, îi spun lui fratele meu când mă doare mine spatele, numai Dumnezeu se îndură de mine. O plecat ăsta capul jos și-o luat bolovane în buzunar și-o plecat mai departe. Sper că se lasă de țântit. Iubiții mei, cam asta se întâmplă în adunările noastre. Cam asta se întâmplă. Problema este că se vor ridica mulți proroci mincinoși, dar dacă îi voi avea pe cei adevărați, problema e rezolvată, slăvit să fie Domnul. Rugați-vă în vremea asta să toarne Dumnezeu darul de descoperire. Rugați-vă, sunt atâția tineri, văd pregătiți, unii dintre ei la facultăți de prestigiu, pot să învețe să toarne Dumnezeu darul de descoperire. Ca poporul Domnului să nu fie în neștiință, altfel amăgirea va fi mare. Altfel amăgirea va fi mare. Și încă o dată vă spun, nu-i pe înțelepciunea noastră. Vreau și eu să prorocesc. Vreau și eu să văd. Dar dacă îi avem pe străjeri, să ne ajute Domnul să le apărăm spatele, Doamne ajută. Unde-i de corectat, cu blândețe, să-i corectăm și împreună să alergăm spre împărăție. Dumnezeu să ne ajute. Un alt aspect al biruitorului, pe lângă faptul că ține credința lui Iisus care e însoțită totdeauna de pocăință, pe lângă faptul că e atent la înșelare, este faptul că ține dragostea fierbinte. Când noi venim la pocăință, Dumnezeu prin Duhul Sfânt toarnă în noi o dragoste aparte, numită de teologi din greacă, dragostea agape. Toate celelalte dragoste sunt deosebite, dragostea dintre soț și soție, dintre logodnici este numită dragostea eros. Dragostea dintre părinți și copii sau dintre prieteni este numită dragostea file, dar dragostea agape este dragostea care iubește necondiționat. Când vine un om la pocăință, Dumnezeu nu-i toarnă mai multă dragoste eros pentru soția lui, cu toate că poate avea efect la nivelul acesta. Și Dumnezeu toarnă în el dragostea agape. El nu cunoaște pe nimeni, dar iubește pe toți. Când îl întreb pe unul, vine proaspăt la pocăință, băi, cum se pare adunarea pe tare? Băi, toți sunt niște sfinți. Și avem printre noi oameni pe care nu i-a trimis nimeni, care îi luminează pe ăștia ca să vadă că nu toți sunt sfinți. Lasă că îți explic eu cine sunt ăștia. Îți explic eu, în foarte scurt timp îi luminează cu ghilimelele de rigoare. Lăsați-i fraților să iubească cât pot, Doamne ajută! Mulți dintre frații mai vechi în credință se uită și spune, măi, uite, ăsta vorbește de bine și de păstori, de comiteși, de dirijori, de tot, și sunt unii frați din biserică, așa că lasă-l că e la dragostea din tâi el și revine după aceea. Frații mei, cred că normalitatea e la dragostea din tâi, amin? Acolo e normalitatea, nu faptul că știi o grămadă de lucruri și poți comenta și poți trăi firul în patul, ci că iubești necondiționat când stai și te gândești. Noi între noi mai facem diferențe, ăla mai greșește în vorbire, celălalt așa, dar la nivelul lui Dumnezeu, toți suntem la același nivel, suntem vrednici de condamnat, asta suntem. Faptul că suntem iubiți este că Dumnezeu ne iubește necondiționat. Și când ne-a chemat în biserică, nu ne-a spus să iubim pe ceilalți după cum vorbesc, ci să iubim cum ne-a iubit El. Doamne ajută! Amen. Și asta e dragostea agape. E drept că la început funcționează, îi iubești pe toți. Dar pe măsură ce trece iubind, consumi. Dar nu e nicio problemă că tu te întorci la tata, la resursă, și el te umple prin Duhul Sfânt din nou de dragostea agape. Problema este că nu ne mai convine să iubim o serie de oameni. Nu pentru că nu putem, ci nu vrem. Nu ne mai convine, ăla nu-i din zona mea. Ăla n-are încredințare ca mine despre revenirea Domnului. Eu cred că revenirea Domnului înainte de necazul cel mare. El crede că e în timpul necazului. Asta mă enervează. Nu-l mai pot iubi. Și eu am dragoste agape, dar iubesc pe ăștia care cred în conceptele biblice exact ca mine, cu aia care studiem împreună, cu aia care avem aceleași încredințări, iar pe ceilalți îi marginalizăm, îs frați de categoria a doua, a treia, sau poate că nici nu mai sunt frați. Iubiții mei, aș vrea să vă spun că singurul mod în care noi ne putem prezenta lumii după ce plecăm de aici, lumea asta nu va auzi din prejurul, din blocurile astea, nu va auzi niciodată ce frumos o cânta tineri ăștia, însă vor vedea când noi ne vom întâlni și cu drag vom vorbi, vom discuta, cu toate că suntem diferiți, iar în lucrurile în care suntem de aceeași părere, umblăm la fel, amin? Suntem lucruri în care sunt diferiți și eu și de alții, cu încredințări, cu anumite idei biblice, cu care încă discutăm. Dar nu este o problemă, frații mei. Spune Biblia, în lucrurile în care ați ajuns de aceeași părere, umblați la fel. În celelalte, îi bag eu un neon în ochi lui fratele meu de la Cluj, că-l orbez eu 3 zile. Nu, îl va lumina
Dumnezeu. Cum a luminat pe mine Dumnezeu, are puterea să-L lumineze și pe El. Aveți încrederea, frații mei? Nu, n-am timp. Nu am timp. Imediat, eu azi trebuie să-L rezolv. Azi trebuie să nu vadă puțin așa. Iubiții mei, vă rog frumos, cum ne-a crescut Dumnezeu pe noi la nivelul ăsta la care suntem, așa are putere să-i crească și pe ceilalți. Amin? Ca atare împărtășește tot ce poți cu ceilalți. Și dacă vezi că într-un anumit lucru nu ești, ești în dezacord, spune Biblia, nu vă luați la discuție asupra lucrurilor neclare, care pot aduce, ci în baza lucrurilor comune, cântați împreună, rugați-vă împreună, slujiți împreună și iubiți-vă unii pe alții. Doamne ajută! Dovada cea mai puternică a iubirii este faptul că poți trece peste. Sunt ofense care se fac în mijlocul poporului Dumnezeu. Unele dintre ele, din păcate, intenționate. Altele, neintenționate. Dar sunt ofense care se fac. E normal. Cel mai des eu nu m-am certat cu vecinii când eram acasă la tata. Cel mai des eu nu m-am certat cu vizitatorii când eram acasă la tata. Cel mai des m-am certat cu frații mei și surorile mele. Cu ei avem probleme aproape în fiecare zi. Ce credeți dumneavoastră că în biserică e altfel? Când vin frații din Statele Unite, avem grijă să ne purtăm frumos, pacea Domnului, știm că stă puțin, pleacă și relațiile sunt bune. Dar cu cei din casa noastră avem o grămadă de lucruri de spus. Câteodată am vrea sfat frățesc în fiecare săptămână și atunci e puțin. Și atunci e puțin, că avem ceva de explicat, tot vrem să punem întrebări în plenul bisericii. Ori aș vrea să vă spun, frații mei, singura posibilitate de a rezista la ofensele pe care le putem face este să folosim dragostea iertând, Doamne ajută! Iertarea biblică este ideală să se producă conform învățăturilor Sfintelor Scripturi. Dacă fratelui tău îi pare rău că a păcătuit împotriva ta și vine și spune, te rog frumos să mă ierți, tu să? Dar marea problemă e că nu vine! Nu vine! Tu l-aștepți să vină și el nu vine! Și l-aștepți de un an și el nu vine! Ce faci tu în timpul ăsta? Că în timpul ăsta tu nu te mai uiți cum cântă corul. Tu în timpul ăsta nu te mai uiți că copiii îți cresc. Tu nu te mai uiți la timpul că nevasta are nevoie de ajutor. Că în timpul ăsta tu nu te mai uiți că Dumnezeu are nevoie de tine în slujire liber. Ci în timpul ăsta spui, Domnule, mi-a făcut o gafă în urmă cu ani de zile. De ce nu vine, Domnule? M-ai transmis la comitet, ia cina și la următoarea cină îl vezi și sus, așa suit îți vad dacă ești. Ești. Uite. Și tu te înverzești, te înrosești, mergi la ăștia și spui și conduci, și spui, Domnule, nu ne băgăm în afacerile voastre, sunt afaceri private, noi trebuie să luăm, nu suntem experți contabili, ca să spui, Domnule, te-a pe mine, noaptea când te culci seara, te gândești puțin la soție, te gândești puțin la copii, iar când te culci spui, aduce Domnul ziua izbăvirii, aduce Dumnezeu, cu El te culci și când te scoli, poate azi îl văd că Dumnezeu apasă asupra vieții lui când Dumnezeu îi vorbește. Și știi ce e interesant? Trec ani de zile așa, ani de zile, te întâlnești cu oameni credincioși, care îmi vorbești cu ei și spui, ce faci? Și îi vezi așa abătut, dar de ce ești supărat? În urmă cu 5 ani de zile. Cineva, el nu trăiește la prezent, el nu trăiește în 2016, pe 2017, el nu se bucură de evenimente, el deja e cuplat undeva în trecut, trăiește, băi, dar în timpul ăsta ți-au crescut copiii, băi, dar în timpul ăsta au fost atâtea, totul a fost umbrit și fără valoare din cauza neiertării din trecutul lui. Știi ce e interesant, frații mei? Se întâmplă câte o minune câteodată. Ăla care te-a enervat acum 5 ani de zile, într-o zi ca asta, când a coborât Duhul Sfânt, că aproape nu-ți mai vine să te oprești din rugăciune, coboară Duhul Sfânt special pentru el, îl vezi că începe a plânge, cade cu fața la pământ, dă cu podeaua, cu capul de podea, că își face niște cucui și vine și spune, frate, vin aici în fața adunării. Am fost un neghiob, am fost un om fără înțelepciune, am fost un om care n-am gândit, te-am jignit pe dumneata și familia dumneitale acum 5 ani de zile, te rog acum în fața adunării, iartă-mă, frate, ce faci? Normal, te uiți împrejur, parcă ai mai vrea să mai durează puțin, că nu ai cum să-i explici 5 ani. N-ai cum, îi spui, te iert, frate. Bun, și ce ai făcut cu 5 ani, frate? 5 ani de lucrare așa târâtă, 5 ani de pocăință amărâtă, 5 ani de zvonuri scoase, 5 ani de bârfă la adresa ta. Ce faci cu 5 ani? De aceea dragostea celor mai mulți se va răci. Trăim într-un context și, frații mei,
Vor veni vremuri destul de dificile. Ieri dimineața asistam la o slujbă într-o biserică care era în post și Duhul Sfânt a venit pentru un frate bătrân și a avut o descoperire scurtă pentru tineret și care a spus așa: tineretul din ziua de astăzi să țină pocăința adevărată și la vremea potrivită va fi scutit de sabie. Cine nu va ține pocăința adevărată nu va scăpa de sabie. Acum sabia poate fi înțeleasă oricum. Găsim diferite, dar sabia poate fi tălmăcită ca război. Și de obicei în Biblie cam asta e, ca război. În viitorul apropiat s-ar putea să trecem prin așa ceva. Tinerii din ziua de astăzi, dacă sunt lângă Domnul, lângă pocăință, Dumnezeu îi va ocroti. Cum necum va face asta? Eu mă uit la minunea care are loc în Ucraina. Mă uit împreună cu frații din zona aceea, cu frații de la Emanuel, cu frații din alte părți, lucrăm în zona Ucrainei. Am văzut o lucrare deosebită. Bătrâni ca Toader de la Buda și alți frați bătrâni, când au făcut statutul de organizare a bisericilor române din Ucraina, au scris în statutul lor de organizare următoarele lucruri. Credincioșii penticostali români din Ucraina nu sunt combatanți în timp de război. Ei nu pot lua arma să poată ucide o altă ființă creată de Dumnezeu. Suntem patrioți. Ajutăm la efortul de război. Ca brancardieri, săpăm șanțuri, mergem la bucătărie, sprijinim în toate domeniile, dar în caz de război nu punem arma în mână. Era bine între Ucraina și Rusia. Au trimis statutul lor de organizare la Kiev, Kievul l-a semnat, și de când a început războiul, ia noua încorporare în Cernăuți, în Herța și în zona respectivă. În fiecare zi pleacă tineri în armată, după ce împlinesc ortodoxi, catolici și alți tineri pleacă și în fiecare săptămână vin înapoi în conștiuc cel puțin câțiva dintre ei. Vin înapoi morți de pe linia frontului. De când a început războiul, ia noua încorporare, tinerii noștri din bisericile noastre stau și fac evangelizare, hrănesc refugiații, fac case pentru refugiați, pentru că niște oameni au avut viziune, slăvit să fie Domnul. M-am întâlnit cu fratele președinte, cu fratele Moise Ardelean la o conferință în Austria și am spus: frate Moise, am o informație, dar n-am ce faci cu ea. Spune-mi-o. Și am prezentat lucrul ăsta. Ce să fac eu cu informația asta? Dar dumneata, la nivelul Consiliului Bisericesc, acolo unde sunt mai mari noștri, pot să treacă așa ceva, măcar copiii mei și nepoții mei să aibă parte de protecția Domnului. O spus că propune. Ce se va face în continuare? Să ne rugăm ca Domnul să dea izbândă. Dar asta înseamnă viziune, frații mei. Asta înseamnă descoperire, asta înseamnă străjer. Asta înseamnă să vezi lucrurile dinainte și să-ți pregătești sanie, pentru că vine iarna, să fii pregătit în domeniul acesta. Ei bine, iubiții mei, asta este important, să treci peste, să ierți. Trece timpul și să duce. Pot veni momente grele, iartă ce s-a întâmplat. Pentru că Biblia spune: iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat. Nicăieri evangheliile nu ne spun că în jurul crucii se învârteau niște oameni care spuneau: Doamne, noi pe toți ceilalți i-am crucificat fără cununi de spini. Tu, pentru că ai spus că ești împărat, am făcut-o cununile de spini și ți-am mai bătut-o și pe cap și n-am știut cât doare așa de tare spinii aia intrați în scalpul capului. N-am știut. Te rog frumos să ne ierți. N-a venit cineva să spună: Doamne, noi pe toți ceilalți am crucificat într-un anumit fel, dar pe tine te-am pus aici în mijloc, tocmai în mijlocul tălharilor. Te rog frumos să-mi ierți. Și Domnul, în urma acestor rugăciuni, să spună: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Cineva a cerut. Nu. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Iertați și când nu vi se cere iertare. Probabil va veni o zi când cineva va cere iertare, dar atunci să fii liber. Obișnuiesc de foarte mulți ani de zile să practic lucrul ăsta. Ca și slujitori, toți cei ce sunt slujitori aici, ai motive o grămadă să stai acasă să vii bombănim de la adunare. Ai motive să nu mănânci mâncarea. Îți pregătește nevasta o supă bună, nu poți mânca. De ce? Cineva a avut grijă să-ți iei pofta de mâncare. Cineva a avut grijă. M-am obișnuit din momentul când omul respectiv, intenționat sau neintenționat, mă jignește pe mine, familia mea, neamul meu, naționalitatea mea, ce vrea el să jignească, puțin, să-l iert instant, pe loc. Pe loc să-l iert. Mă duc acasă, mănânc bine, dorm bine, fac slujire, se trezește asta după o lună de zile: frate, ți-am greșit, te-am iertat de atunci, dă-i viteză, Domnul, înainte spre împărăție, Doamne ajută. Prindim cununa toți. Că altfel, stai pe loc pentru tot felul de mofturi, pentru tot felul de lucruri, pentru tot felul de scriposeli. Ultimul lucru din portretul biruitorului pe care vreau să-l subliniez este că ăștia rabdă până la sfârșit. Ăștia nu țin o bucată, dar cine va răbda până la sfârșit va fi
mântuit. Răbdarea nu se dezvoltă la mesele de dragoste, cu toate că am vrea. Răbdarea nu se dezvoltă când ești apreciat, stimat, lăudat, când tot se poartă cu tine ca nu cumva să te deranjezi. Răbdarea se dezvoltă în condiții stresante, în condiții deosebite, în condiții chiar împotrivitoare vieții tale. Și când Dumnezeu s-a gândit la mântuirea noastră și la mântuirea voastră, ne-a așezat frați lângă noi care mai mult decât bucuria, decât blândețea, să ne dezvolte răbdarea. Ne-a așezat lângă noi și a spus, măi, ca să fie ăsta mântuit, am să-i dezvolt răbdarea prin el. Și noi când îi vedem pe frații noștri suciți lângă noi, fugim în altă parte, dar dăm mai suciți acolo. Și întotdeauna, ce ai de gând? Vreau să te mântuiesc, fiule. Ați prins ideea? Nu mai fugiți atâta. Sunt lângă voi oameni care vă dezvoltă răbdarea. Stați în condițiile alea și dezvoltați-vă răbdarea. E adevărat că te deranjează. E adevărat că ar trebui să fii mai pocăit. E adevărat că ar trebui să aibă bun simț. E adevărat că ar trebui să aibă cei 7 ani de casă. Dar e adevărat că și tu trebuie să-ți dezvolți răbdarea. Amin? Gândește așa. Fă ca mentalitatea ta să fie așa. Nu te mai plângi de toată lumea. Și iau-o ca o provocare. Doamne, din nou vrei să mărești puterea de răbdare. Pentru că, iubiții mei, degeaba oamenii nu pregătești un ogor. Alari, costă. Îl discuiești, costă. Îl însămânțezi cu cel mai bun grâu, costă. Îl irbicidezi, costă. Îl irighezi, costă. Și după ce l-ai însămânțat cu grâu, prin luna aprilie, așa spui, cam greu merge grâul ăsta. Cam greu. Nu-mi place. Cred că am să vând ogorul tot cu grâu. Dacă n-ai răbdat până în luna iunie, când grâul s-a copt, ai pierdut totul. De aceea spune Sfânta Scriptură, nu obosiți în facerea binelui. Câteodată ești pus în condiții să poți lucra și obosești în facerea binelui. Îmi povestea un frate, un coleg slujitor, despre o situație care s-a întâmplat undeva într-o capitală europeană, nu mai spun unde, că poate cineva se prinde și știe despre ce e vorba. La un moment dat, la un supermarket, era un frate care avea o firmă în zona respectivă și a văzut un frate din biserică care se străduia să cumpere ceva. A cumpărat o pâine și un litru de lapte. Nu a apucat să plătească decât, pare mi se, pâinea respectivă, să o plătească, dar litru de lapte nu mai avea. El era câteva rânduri, câțiva oameni mai în spate, cu căruciorul plin, ca un om care avea, și a văzut că ăla nu-și poate plăti și era fratele lui, litru de lapte, nu și-l poate plăti. Și atunci a spus la casieră, plătesc eu când vin, dați-i și litru de lapte. După ce a trecut cu căruțul lui, a ajuns și l-a văzut, ce face? Frate, n-am servici, am copii, am situații, am așa. Nu am avut de unde. Mulțumesc frumos, Domnul, să vă răsplătească. S-a dus acasă, a vorbit cu nevasta și a zis, măi, nevastă, noi avem de tot ce ne trebuie și ne-a dat Domnul și sănătate. Păi ies așa cum sunt, hai să mergem. Soția, da, imediat s-a îmbrăcat, a mers la supermarket, a cumpărat un portbagaj plin de jeepul lui cu tot ce e nevoie. Știa unde locuiește, s-a dus și a tras acolo, știa că locuiește la etajul 4, la un bloc, a tras mașina acolo și a descărcat din jeep totul acolo ca să-i facă o surpriză frumoasă ăsta. După care a sunat și a spus, frate, sunteți acasă? Da. Coboară jos, până jos. A venit ăsta jos și a spus, ce-i frate? Frate, tot ce vezi dumneata aici, am adus în numele Domnului pentru familia mea tale. Te rog frumos, folosește-le. Și omul ăsta pune mâinile în șolduri așa și îi întreabă, băi, oameni buni, voi ați adus asta, de ce le urcă până la etajul 4? Nu că-ți stai pofta de a mai face bine? Nu. Nu că-ți vine, nu mai tragi niciodată mașina să-l întrebi macarcinii? Și câteodată vine Duhul Domnului și spune, mai încarc un portbagaj, du tot la omul ăla. Că dacă n-are, n-are. Asta este, dar du tot acolo. Parcă n-ai vrea să te duci. Dar Dumnezeu spune, dezvoltă-ți răbdarea cu oameni de ăștia. Că eu n-am adus la mântuire cei mai înțelepți, cei mai grozavi. Am adus oameni care nu meritau. Am pus Duhul meu peste ei și încă îi cresc să-i duc spre mântuire. Dezvolți o asemenea gândire? Rabzi până la sfârșit? Doar cei ce rabdă până la sfârșit. Sunt oameni în biserică care vin la pocăință și spun, Doamne, Tu ne-ai promis pe paginile Sfintelor Scripturi că dacă cred în Tine și Te urmez pe Tine cu pocăință, voi avea viață veșnică. Da, spune Dumnezeu. Dar el după ce primește botezul pe partea cealaltă a contractului, că ăsta e legământul, un contract scrie, și nu vă mai voi înlăvi de o boală gravă, și nu voi avea niciodată vreun accident puternic, și nu voi avea, niciodată Dumnezeu nu va îngădui să stau într-un scaun cu rotile, și niciodată nu voi sărăci, și niciodată, dar nimeni nu semnează alea. Numai le știm noi în fiecare zi așa, nu, pentru mine nu îngă, auzim fratele cu tare, da, pentru el, dar pentru mine nu, uite, dar nu-i semnat. Că Dumnezeu nu ți-a promis niciodată așa ceva.
De aceea trebuie să ai cal. Foarte mulți frați de-ai mei cad în deznădejde și nu mai rabdă până la capăt, nu pentru că Dumnezeu nu-și împlinește făgăduințele pe care le-a făcut să-i dea viață, ci pentru că el nu e la nivelul de afacere la care s-a gândit el. Când are mașina pe care a visat-o el, frații mei, v-aș ruga tare mult, faceți socoteala asta. Împreună cu casa mea ne-am gândit ce ar trebui să ni se întâmple să lăsăm premiul din mână. Ce ar trebui? Și am văzut pentru mine, pentru soția mea, discutând, chiar dacă aș pierde tot ce aș avea mai drag, ca și Iov, mi-aș duce mântuirea până la capăt, că pentru asta m-am pornit. Chiar dacă aș rămâne paralizat de la gât în jos și nici nu pot vorbesc, mă duc cu mântuirea până la capăt. Să pierd tot ce am, mă duc cu mântuirea până la capăt. Bun când ai gândit așa și când ești pregătit, te jignești un frate duminică dimineață. E nimic, fratele meu, e nimic la ceea ce ești tu pregătit. Pleci acasă liniștit, cânti în cor în continuare, zidești pe frați în continuare, pentru că ți-ai dezvoltat mentalitatea de biruitor. Lupta continuă. Unii dintre dumneavoastră sunt în luptă în ziua de astăzi. Vă așteaptă Dumnezeu la final de drum să vă dea cununa de biruitor. Nu păstori o dau, nu cultul o dă Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Nu vă culcați pe laurii victoriei că sunteți acum apreciați, că sunteți pe val. Nu, nu uitați, dezvoltați răbdarea, îngăduiți-i pe frați, trăiți în părtășie și dezvoltați acele principii, țineți credința însoțită de pocăință, fiți atenți la înșelare, unde este cazul de corectare, mergeți și corectați. Nu îi lăsați, vedeți că sunt și proroci și predicatori, care la un moment dat o iau cu viteză spre prăpaste și se spune că atunci când rătăcești drumul, fugi mai repede. Și o ia cu viteză. Sunt o grămadă de frați așa, iubitori, care spune să-l vezi cum se duce în prăpastie și n-are nici parașută măcar. Tu te mai pune o poedică măcar. Întreabă ăsta când se scoală de jos, frate, de ce mi-ai pus poedică? Că alergam așa de bine, că cântam așa de bine. Băi, ți-am pus poedică, mergi în prăpastie, de ce să-ți rup gâtul acolo, băi? De asta nu te-am pus la poezie, de asta nu te-am pus la cântare. Că alergi spre prăpastie, uite care e viața ta. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu lumină, frații mei, cu înțelepciune. Și apoi, țineți dragostea fierbinte, iertați în continuu, treceți peste, pentru că vă așteaptă o cunună pe care îmi doresc să nu mi-o ia nimeni și nici să nu voi ia nimeni. Răbdați până la capăt pentru a avea cununa vieții. Amin.